Bucovina Rădăuți a reușit a doua victorie consecutivă în campionat. Albalbaștrii s-au impus sâmbătă la Liești cu scorul de 2-0. Golurile rădăuțenilor au fost marcate de Ionesi în minutul 44 și Coroamă în al treilea minut al prelungirilor. Portarul Bucovinei, Puianu, a primit cartonașul roșu după fluierul de final al meciului din cauza unei altercații cu un jucător advers. Forest a obținut un singur punct în etapa a patra a Ligii a treia după ce a remizat scor 1-1 pe terenul grupării CSM Râmnicu-Sărat. Formația buzoiană a deschis scorul în minutul 11 prin Bălan, iar Lungu a egalat în minutul 83. Șomus Fălticeni a suferit cea mai drastică înfrângere de la debutul în Liga a treia, după ce a fost surclasată sâmbătă la Târgu Secuiesc cu scorul de 0-4. În următoarea etapă, Bucovina Rădăuți va înfrunta liderul Oțelul Galați. Foresta va juca în compania celor de la CSM Roman, iar Șomus Fălticeni va primi replica formației Metalul Buzău. Toate cele trei jocuri se vor desfășura în fieful echipelor sucevene, sâmbătă, de la ora 17:00.